Dragi prieteni, bună seara! Suntem la sfârșit de săptămână și astăzi, împreună cu oaspetele emisiunii, vom discuta pe marginea celor mai importante subiecte ale săptămânii. Evident că sunt foarte multe acestea, a fost o săptămână încărcată, de aceea invitatul meu de astăzi este doamna Vitalia Pavlicencu, președintele Partidului Național Liberal. Bună seara, doamna. Bună seara. Doamna Vitalia, așa cum am zis, îmi place să vă zic Valentina. Cer scuze, cred că nu vă supăr lucrul acesta. Mă bucur că sunteți în studiu, n-a fost de mult aici. Așa cum spuneam, avem o emisiune, o săptămână încărcată de evenimente. Evident că mi-aș dori să vorbim, pentru că ecoul evenimentelor de avion nu sunt că este viu, să ne facem referință și la acest eveniment istoric pentru Republica Moldova. Vizitele oficiale care au fost aici au o semnificație deosebită pentru dezvoltarea de viitor a țării noastre, dar ultimul și cel mai fierbinte subiect este evident decizia Curții Constituționale, care a bulversat de nou societatea. Am părăsit-o, am impresia iarăși în două tabere, pro și împotriva limbii române. Care este, de fapt, poziția dumneavoastră, atitudinea? Cum vi se pare această decizie și ce perspective are implementarea acestui deziderat aici în țara noastră? În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat la emisiune. Da, eu am făcut un special, vreau să zic. Da. Mă gândeam că am putea avea o emisiune interesantă, vă cunoașteți foarte bine poziția. Eu mă voi strădui să vă adresez niște întrebări, poate mai puțin acceptate. Nu mă deranjează nici mai ațoase, întrebare. Să zic așa. Da, oricare întrebare. Eu aș începe să menționez faptul că duminică a fost 1 decembrie, Ziua Națională a României, și vreau să-i felicit pe toți cei care poate nu au fost în Piața Mare a Adunării Naționale în această zi, cu ocazia frumoasei sărbători naționale, și să le mulțumesc tuturor celor care au fost în această zi acolo și alături de componentele Consiliului Unirii, pentru că PNL este o componentă a Consiliului Unirii, și alături de Platforma Civică Acțiunea 2012. Noi am făcut și meeting și un marș și de asemenea un cerc în jurul guvernului, în cerc unim guvernul, și vreau să vă spun că m-a bucurat foarte mult faptul că am revăzut mulți prieteni mai vechi, foarte multă intelectualitate românească, care în această zi au demonstrat demnitate, identitate, și iată, au venit la această acțiune, în principiu doar, nu doar națională, dar unionistă. Eu cer iertare că vă invit să revenim la prima întrebare, pentru că puțin mai târziu o să vă întreb, va fi oare în caz de anunțare unui referendum, va fi aceeași unitate? Da, păi eu revin la aceasta, vreau să spun doar că lucrurile se leagă în această săptămână foarte bine. Deci a început săptămâna, aș spune, duminică, pe 1 decembrie, da, prima zi de iarnă, iată, astăzi avem și primii fulgi, care acum când veneam la emisiune. Tocmai am admirat împreună câțiva fulgi, da. Și după aceasta au urmat vizite foarte importante, care de fapt sunt datorate evenimentului de la Vilnius, cu parafarea acordurilor asociative, de către Republica Moldova, un lucru foarte bun. Noi, în privința aceasta, am în vedere și Partidul Național Liberal și Consiliul Unirii, am avut, așa cum obișnuim, poziții foarte clar exprimate. Noi am sprijinit acest pas pe care îl dorim, unul irreversibil, pe calea spre integrare europeană, dar am spus și repetăm că abia după aceasta, acum trebuie să ne așezăm și să vedem care e calea cea mai scurtă ca să ajungem în UE, în NATO, pentru că, de fapt, cunoaștem, nicio țară nu a devenit membra UE fără NATO, și în afară de aceasta, noi, cunoașteți bine, pledăm pentru reunificarea celor două state românești, și chiar și decizia Curții Constituționale expusă ieri, credem că este un pas pe acest drum. Acum, referitor la vizite, pe mine personal, dar și pe colegii mei, i-au bucurat faptul că vizitele înaltului demnitar oficial american, John Kerry, a coincis cu vizita președintelui Senatului României, Crin Antonescu. Le legați toate. Le leg și aș mai lega, de fapt, și cu declarația lui Băsescu, care a arătat deschiderea României pentru opțiune unionistă a basarabenilor români,
Și aș vrea să spun și alogenilor integrați, niciodată nu-i uit pe cei care sunt alogeni, dar s-au integrat în societatea moldovenească a celui de-al doilea stat românesc. Și în privința aceasta, chiar poate să vă spun un lucru ca să nu-l uit mai târziu, în sondajele făcute de instituțiile din Republica Moldova, de exemplu IMAS, din cei 4 posibili votanți ai PNL, 2,5 sunt rusolingvi. Și 1,5 sunt români. Deci vreau să spun că ar părea incredibil, dar sunt date de referință. Nu, sunt de acord pentru că am ascultat o opinie referitor la acest subiect. Asta răspunde într-un fel și dacă e dezbinat societatea sau ar trebui să o dezbinăm sau nu. Eu consider că nu ar trebui politicienii să dezbine societatea legat de hotărârea Curții Constituționale privind limba. Și de ce? Pentru că dacă vă amintiți, atunci când s-a adoptat grafia latină pentru limba de stat, cum a fost trecută ca limbă moldovenească în legea cuvârșită la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, care, din păcate, nu a fost încă modificată, pentru că a fost ridicată la rangul de lege organică, încă în Parlamentul 94-98, vă amintiți? Dar de mult trebuia modificate. Iată, încă de atunci partea alolingvă a societății a început să studieze limba de stat. Limba, eu îi spun română, așa voi spune toată vremea. Atunci, da, vorbeam de limba moldovenească, dar se studia, într-adevăr. Da. Pentru că am fost și eu implicat în acest proces, predam grafia latină, limba română, unor colegi. Împreună cu foarte cunoscutul publicist și lingvist Vlad Pohilă, noi am editat cu două zile înainte de adoptarea limbii moldovenești ca limbă de stat și, a grafiei latine, alfabetul latin, cărțulia să citim, să scriem cu litere latine. O am și acum acasă. Exact, care a servit de fapt ca un prim manual și când mi s-a dat în calitate de onorar un tiraj de 200 de exemplare, am dus 100 în satul meu natal, Grinăuț, județul Bălți, fostul județ Bălți, acum e Drochea, mai fost Șrășcani, de asta spun Bălți, că așa e trecut în actele mele, mi-am trecut special corect, și la Pelenia, unde termina 10 clase. Și când am adus acolo cărțile ca și cadou, tocmai învățătorii din Pelenia stăteau și studiau după această cărțulie să citim, să scriem cu litere latine. Deci atunci alogenii, alolingvii, au început să învețe limba, să-și dea copiii în grădinițe naționale românești. Dar din păcate după aceasta s-a întâmplat că au venit la putere forțe mai puțin naționale, ca să nu zic antinaționale, anti-europene, antidemocrați, anti-românești, și de atunci, începând cu Parlamentul unde a fost Partidul Democrat Agrar împreună cu Interfront, așa îi spunea, cunoașteți, iată, au modificat legea asta cu privire la funcționarea limbilor vorbite și atunci au lăsat impresia că s-ar putea să nu se continue cu studierea limbii. A fost atunci o decizie de compromis, pare-mi să A fost o decizie de guvern, că nu e obligatoriu, acolo au fost mai multe lucruri. După asta, cunoașteți, în regimul comunist, 10 ani, după 1999, când a fost răsturnat Adireș, până în 2009, când s-a întâmplat alternanța la guvernare, iarăși s-a adoptat și legea cu privire la concepția privind statul multinațional și toate astea i-au descurajat pe alogeni, pe alolingvi, ca să învețe limba. Deși vreau să vă spun că cei care sunt mai perspicace și care sunt mai pragmatici, așa cum sunt cei 2,5% care ar vota pentru un partid unionist, ei își dau seama că viitorul este unul european, care nu poate să nu fie și românesc, și chiar în grădinița unde eu, vreun soțul și cu mine ne ducem nepoțica, pentru că se află la noi, iată, părinții sunt în Germania, sunt copii de părinți rusolingvi, care învață acolo românești. Și totuși, dacă nu vă spuneați, aș vrea să revenim la subiectul fierbinte al zilei de astăzi, pentru că pentru ceea ce discutăm noi acum s-ar cere foarte mult timp ca să le lămurim pe îndelete toate lucrurile acestea. Aș vrea să ajungem la opiniile care au fost expuse astăzi în Parlamentul Republicii Moldova. Dar și alte opinii care Tocmai de asta terminam cu faptul că politicienii dezbină societatea. Pentru că oamenii sunt dispuși să iau după politicieni și după guvernanți. Noi avem un spirit patriarhal. Și dacă toți politicienii, de exemplu toată alianța pro-europeană, ar fi fost pe aceeași poziție, că da,
e decizia Curții Constituționale, ne place sau nu ne place, trebuie să o respectăm, să o înțelegem corect, mai e nevoie, vine și ne mai explică cineva, dar să nu facem aceste încercări de zâzanie și de dezbinare a poziției. Acum, eu cred că lucrurile acestea de acum nu sunt chiar atât de bune, pentru că dacă Alianța Pro-Europeană vrea să europenizeze și să statueze această societate, acest stat pe principii autentice, atunci trebuie să respectăm și poziția Academiei de Științe, care a spus foarte explicit că avem limba română, care s-a exprimat între altele poziția și legătură cu ocupația acestui teritoriu, cu evenimentul din 1940, urmare a pactului Molotov-Ribbentrop. Și, de asemenea, faptul că o curte constituțională a pus în prim plan declarația de independență, care este, de fapt, un document certificat de naștere a statului, care nu poate fi modificat, și diferența dintre declarația de independență și Constituție este că declarația de independență este sfântă și imuabilă, iar Constituția este sfântă, dar nu este imuabilă. Adică ea poate fi modificată, ea poate fi schimbată, ea poate fi anulată, ea poate fi adoptată într-o nouă redacție. De ce nu se poate compara declarația de independență și Constituția? Și consider că a fost o greșeală de la bun început, când au fost propuneri ca declarația de independență să fie în preambulul Constituției și nu s-a acceptat. Și acum, iată, s-a revenit prin poziția Curții Constituționale. Eu cred că în perioada comunistă, pentru că eu am făcut o inițiativă legată de modificarea articolului 13 din Constituție, domnul Cosarciuc, Valeriu Cosarciuc, fostul deputat și cu mine, și am întrunit 26 de semnături din Parlamentul 2005-2009. Inclusiv Filat a semnat, Deacov, mai mulți, vreau câțiva din Alianța Moldova Noastră și grupul Braghi și grupul PPCDN au semnat. Că dacă semnau, putea să meargă la Curtea Constituțională. Acum, dacă ei sunt pe aceeași poziție, ar trebui și în privința aceasta să respecte decizia Curții Constituționale, pentru că în perioada comunistă, Curtea Constituțională n-ar fi putut să adopte o asemenea decizie. În opinia mea, ea a fost controlată politic, puternic, și chiar dacă se spune că și această Curte Constituțională este controlată politic, eu cred că e nevoie de o evoluție mare a societății mai îndelungă pentru a spune că vom avea o Curte Constituțională ideală pe care toți să o respecte oriunde, chiar și în România, să exprime diferite opinii. Dar deocamdată acesta e Parlamentul, aceasta e Curtea Constituțională, acestea sunt deciziile și mai departe trebuie respectată legea, iar dacă Parlamentul va găsi cuvință să adopte altceva, de exemplu referitor la referendum, cum s-a propus, am văzut poziția PD și poziția PLDM, într-un fel, deci poziția PLDM este mai puțin pentru referendum, eu cred că este la latitudinea alegătorilor ca să îi judece pe cei care, iată, fac asemenea propuneri. Că asta e jocul democratic. Guvernanții, politicienii sau opoziția, partidele și alegătorul, societatea care ar fi o perioadă potrivită decide. Acum să anunțăm referendum cu atât mai mult într-o problemă atât nu de cred. Sensibilă. Mi se pare și mie că... Nu cred, știți de ce? Pentru că noi n-ar acum... merita să ne hazardăm într-o asemenea... Pentru că iarăși începem să cobâlțăim barca. Exact. Noi abia am stabilizat-o după toate luptele intestine care au fost în Coaliția Pro-Europeană, fie că a fost formula veche sau mai puțin, mai nouă. Abia s-au parafat aceste acorduri și vedeți ce se întâmplă în Ucraina. Deci, acum ar trebui concentrate eforturile pe a onora angajamentele din acordul asociativ parafat. Noi, de exemplu, Consiliul Unirii, am discutat foarte amănunțit despre aceasta și vom veni cu declarații foarte explicite legate de faptul cum vom monitoriza respectarea acestui acord asociativ și să vrem să vedem că, într-adevăr, în septembrie anul viitor, el va fi semnat. Noi, de exemplu, avem îndoieli în privința aceasta, dar credem că trebuie să punem presiune pentru ca să fie onorate angajamentele. Noi, de exemplu, am făcut în acești 2 ani foarte multe acțiuni unioniste de unire cu România, dar niciodată n-am făcut acțiuni contra cuiva. N-am spus jos guvernul, n-am spus jos cu tare sau jos cu tare. Așa de o remarcă, dacă îmi permiți, da.
dacă vă amintiți, am avut o discuție în preajma zilei de 3 noiembrie, atunci când se pregăteau pentru guvernarea, se pregătea pentru organizarea celui meeting, și dumneavoastră ați avut o poziție, să zic așa, rezervată față de organizarea celui meeting. În consecință, a fost o manifestație extraordinară, eu am fost acolo în centru, am susținut de la bun început, mi s-a părut că trebuie să mergem pe această cale pentru a demonstra încă o dată că suntem o forță și pentru a ne uni rândurile, să zic așa. Iată că acel meeting... Noi n-am fost acolo, eu vă explic de ce. Nu știu dacă ați fost sau nu, dar am văzut câteva steaguri de ale dumneavoastră. Asta a fost o platformă civică. De ce forțele democrației, asta am vrut să, la asta am vrut să ajung? De ce totuși acei care de fapt sunt pe aceeași poziție, pro-europeni, acei care își se consideră români, pro-europeni, până la urmă nu au... Am să vă explic. O linie clară de plutire împreună spre realizarea acestor planuri. Aceasta este din cauza imaturității actualelor guvernanți. Pentru că acești guvernanți ar trebui să aibă capacitatea, tăria, efortul, ambiția, verticalitatea și puterea să unească forțele democratice și pro-europene. Însă ei acest lucru nu-l fac. Doamna, se întâmplă acest lucru pe parcursul a 20 ceva de ani. De fiecare dată nu a putut să se adune toate forțele împreună. Nu e chiar așa. Uitați-vă. Noi avem aproape 23 de ani după proclamarea independenței. Din acești 23 de ani, practic, 14 ani au fost guvernări antinaționale. 4 ani agrarieni și socialiștii, și 9 ani comuniștii, pentru că ei au dărâmat Alianța pentru Democrație și Reforme în 1999. Și în 2009 de acum au căzut. 10 ani au guvernat. Plus 4, 14 ani. Din ceilalți 8 ani și ceva, nu putem alege niște ani foarte clari, cu niște poziții și cu avansări foarte ferme. Pentru că forțele antinaționale, astea prorusești, mereu au reușit să distrugă coalițiile și să dezechilibreze eforturile care se depun pentru integrarea europeană. Eu am fost în Parlamentul 98-2001 și 2005-2009. În 98-2001, practic, am fost, pot să zici, 9 luni la guvernare, cât a fost Sturza, cât a fost Ciubuc. Nu consider că noi a fost un guvern pentru care noi tare am avut multe simpatii. Dar guvernul Sturza este guvernul pe care eu, de exemplu, mi-l asum ca deputat pentru care am votat și am susținut totul ce a propus și el și totul ce a determinat guvernarea lui. Iată, dar forțele prorusești s-au dovedit a fi mai unite, probabil că au fost ajutate și din afară, pentru ca să distrugă orice germene de orientare pro-european. Acum, când totuși se produce europenizarea stângii, înțelegeți? Adică PD-ul se europenizează și PLDM-ul, care este deplasat tot un fel pe stânga, acum, iarăși, parcă capătă o identitate mai clară pro-europeană și prin fapte, nu doar prin declarații. Acum ar trebui să se producă mai intens procesul ăsta de atașare la valorile naționale. Pentru că chiar dacă spun de Europa, ei încă nu recunosc identitatea românească, cea pe care a invocat-o Nicolae Timofti, și noi am salutat această poziție a lui, care a spus și despre limba română, iată, uitați-vă, puțin înainte de decizia Curții Constituționale, deci totul se leagă. Și în acest sens, noi credem că, și chiar vorbeam acum câteva zile cu un analist politic, așa, mai mult, care e pentru guvernarea, pentru PLD, mai să spunem așa, și i-am reproșat. De ce pe 3 noiembrie sau înainte de 3 noiembrie, cei care sunt la putere și care știu că sunt forțe extraparlamentare pro-europene, nu au întins o mână și să spună, nu doar așa, că noi îi chemăm pe toți, să facă un comitet organizatoric, să pregătească un document a la declarația de la Snagov 1995 România, pe care eu o promovez și care am reușit să o promovez la masa rotundă din 2002-2003, țineți minte masa cea rotundă cu sprijinul Consiliului Europei. Și atunci au semnat toate partidele în afară de comuniști. Ultimii au semnat PPCD. Să fie iarăși vorba de Reza Moldovenească? O declarație a la declarația de la Snagov din România, unde toate partidele s-au angajat ca să-și asume obiectivul strategic de orientare spre Europa. Bine, în România a fost și spre NATO. Aici spre Europa. Adică, mai bine zis, de pregătirea Republicii Moldova pentru integrarea europeană. Și dacă vă amintiți, în 2005, chiar dacă au venit comuniștii la guvernare, noi absolut toți am votat acea declarație propusă de Marian Lupu ca să dăm un semnal Europei că vrem spre Europa.
A fost iarăși o declarație bună, chiar și comuniștii au votat pentru aceasta. Și noi, care ne repugna să votăm alături de comuniști, dar am făcut-o pentru interesul național al Republicii Moldova. Acum, pe 3 noiembrie, trebuia să facă un comitet organizator, noi am scris asta și am propus și am adoptat și declarația. Și să-i adune pe toți, să-i invite și pe cei care au pus bazele orientării europene, care sunt Alexandru Moșanu, Valeriu Matei, Tudor Panțiru, Vasile Nedelciuc, alții care au fost acolo. Să invite pe Leu, care a fost la guvernare, partid care e în Parlament, PAD-ul, condus de Godea, PNL-ul, condus de Italia Pavlicenco, Antimafii, condus de Sergiu Mocanu, Partidul Popular, condus de Alexandru Olenic, toți ăștia care sunt pro-Europa, Partidul Democrat trebuia să fie acolo și împreună cu toții să semnăm un document că vrem spre Europa. Iată, așa nu ar fi fost adunare electorală. Pentru că noi când facem acțiuni unioniste, noi facem cu banii noștri, cu mijloacele noastre, căutând foarte greu niște bani în Republica Moldova. În timp ce cei care au dus pe 3 noiembrie, bine că au făcut semnalul ăsta, dar eu cred că au adus resurse administrative și noi chestia asta nu o salutăm, pentru că ea înseamnă discriminarea posibilităților egale ale entităților politice de a manifesta. Că trebuie să manifestăm pe banii noștri, nu pe banii publici, pe banii oamenilor. Și vreau să vă mai amintesc ceva. În 2008, noi când spunem ceva, nu doar spunem, dar și facem. În 2008, în plin regim comunist, la 9 mai, Partidul Național Liberal, fondat în Congresul în 2006, înregistrat în 2007, deci în 2008, la 9 mai, ziua Europei, prima dată noi am sărbătorit-o. A fost un participant la război de partea armatei române, un participant la război de partea armatei sovietice. Și au dat mâna, au vorbit. Igor Burcă, recent sărmanul a plecat pe cealaltă lume să-l ierte Dumnezeu. Iată, a fost și membru al PNL și cel mai în vârstă candidat pentru Parlament. Și s-au cântat acolo cântice. Au fost invitate toate partidele democratice. A venit PLDM, a venit AMN, atunci când exista, în 2008, da? Și a venit MAIE, Mișcarea Acțiunii Europeană. Toți au vorbit. A venit Uniunea Scriitorilor, a venit Uniunea Forul Democrat al Românilor, Uniunea Jurnaliștilor, a vorbit Vartic, Sahărneanu, Dabija. Deci, nu mai vorbesc de Filat, că a vorbit, că domnul Petrencu a vorbit. Deci, noi am făcut aceasta și niciodată n-am spus, nu veniți cu steagurile voastre, am spus, veniți cu tot ce aveți, cu steaguri, cu simboluri, cu AMN-ul a adus acolo o pancartă de vreo, nu știu, 10 metri pe 10 metri. Și nu, și toți am invitat. Și după asta s-a dansat Hora Unirii în 2008. Deci putea acum la 3 noiembrie să fie invitați toți, care cu tricolor, care cu steaguri, care cu simboluri, care cu eșarfe, și să fie acolo ceva multicolor, foarte frumos, așa cum se întâmplă când facem noi marșul universitar. Ați văzut, Dominică, ce frumos a fost? De acord, dar ar fi fost deci, poate o treabă bună. Dar... Păi, explicați-mi, de ce nu este această deschidere? Dar când este vorba, părerea mea, când este vorba de asemenea evenimente, de o asemenea învergură, probabil că nu trebuie să așteptăm totuși invitații personale, cumva, nu, dar este, să ne manifestăm, să răspundem chemării sufletului. Nu, chemării sufletului când au, s-a demonstrat foarte bine că nu au meritat ca să-i sprijinim prin atitudinea manifestată, pentru că chiar și cei de la Platforma Civică 2012, dar au fost și din Consiliul Unirii, mulți din PNL au mers acolo, dar nu au mers cu identitatea, da? Au mers așa ca cetățeni simpli, când au venit cu tricolor acolo și chiar cu banner, mi se pare că au fost, s-a încercat ca să li se interzică. Deci asta nu este corect și nu este bine. Deci s-a făcut această 3 noiembrie, că a fost, este foarte bine, că oamenii au înțeles că spre Europa este bine, dar faptul că nu au nici societate este adevărat și în acest sens s-a vrut într-un fel a monopoliza că doar noi vrem în Europa, ca și cum ceilalți nu sunt. Ca să nu vă mai spun că Filat, în anul trecut, înainte de marșul din 16 septembrie, a spus în ședința guvernului că unioniștii sunt inamicii integrării europene. Am pus pe blog și pe site, păi cum putem să spunem așa minciuni? Când, de fapt, unioniștii sunt adevărați eurointegriși, cum a spus Constantin Tănase. Pentru că noi vrem mâine să intrăm în Europa.
prin Unirea cu România. Deci, cine e împotriva Uniunii Europene? Se dovedește că a vrea doar, e puțin. Iată că vine un moment crucial, iarăși, pentru statul nostru, când trebuie, consider eu, forțele democratice să mai lase din... sau reprezentanțe. Vă referiți la guvernanță? La toate forțele democratice. Aș vrea să vă referiți și la guvernanță. Și la guvernanță, evident, în primul rând, să lase din ranchiul. Noi activăm cu banii noștri, dar guvernanță cu banii traficanți. Nu doar despre asta, este vorba. Să lase din ranchiune, din rânza asta a moldoveanului, i-am zis eu moldovenească, având în vedere altceva, dar rânza asta noastră sau supărarea asta veșnică, și dumneavoastră ați punctat o serie de deficiențe ale actualei guvernări, când au făcut tare cu tare lucru, inițiativă proprie din partea dumneavoastră. Toată vremea am manifestat. A fost. Noi suntem... Și până la urmă vom pierde. Va pierde vectorul european. Va pierde democrația în Republica Moldova dacă nu vor fi... Noi când vorbim ceva, nu, vreau să spun că la patriotism și la interesul național trebuie să gândească în primul rând guvernanții, care sunt mari și tași, au fost votați, inclusiv de noi care ne-am retras în 2009 și mereu i-am invitat la ședințele noastre de partid ca să vină să colaborăm. N-au dorit. Deci când v-am spus de 2008, v-am arătat că noi nu doar vorbim, dar noi și facem. Noi am propus și sunt fotografii, le-am plasat acum cu ocazia asta. Iar și ei n-au făcut nici asta. Și încă ceva. Da. Deci, cei mari au întotdeauna răspunderea și ar trebui ca să coaguleze ei societatea. Din păcate nu coagulează și chiar așa cum vedem că o dezbină. Păi asta este o bănuială noi, că... Da, noi niciodată n-am dezbinat și respingem categoric faptul că ați exprima punctul de vedere deschis, indiferent care este el, care nu duce la ură, la rasială sau dezbinare pe diferite principii. Deci noi n-am făcut asta. Și ca dovadă este, și am scris în declarație de ieri a Consiliului Unirii, că Curtea Constituțională acționează foarte consecvent și vreau să vă dau două exemple foarte logice. În 2010, în campania electorală, noi PNL am avut un clip, nu în campanie electorală, în campanie electorală pentru referendum. Știți că la 5 septembrie a fost un referendum. Noi PNL am avut un clip în care am spus să alegem un președinte care să ne conducă spre unirea cu România. Clipul a fost interzis de membrii Comisiei Electorale ai actualei guvernări. Și am câștigat în instanță, inclusiv în Curtea Supremă de Justiție. După care noi am făcut un congres unionist în 2011 și ne-am judecat un an până ne-am înregistrat statutul unionist. Am adresat scrisori tuturor partidelor din Parlament, except în comuniștii, ca să ia în vedere că Ministerul Justiției nu registrează un statut unionist. Nimeni n-a răspuns, dar am câștigat iarăși în justiție. Și am avut foarte multe conferințe de presă, pe care, din păcate, televiziune nu le arată. Considerăm că majoritatea sunt controlate iarăși de cei care conduc Republica Moldova. Și am expus ce trebuie făcut cu legislația privind starea civilă, cu legislația privind justiția, legat de corupție, legat de o grămadă de chestiuni. Întotdeauna avem poziție. Dar, din păcate, și-am sugerat. Actuala guvernare, încă din 2009-2010, trebuia să facă un grup de analiză ca să primească toate punctele propuse de societatea civilă. Partidele extraparlamentare fac parte din societatea civilă. Și chiar din societatea civilă, din ONG-uri, toate, și împreună să ia și să sugereze aceste guvernări. Ca să fie o guvernare de Uniune Națională, pro-europeană, națională, cu identitate românească. Cunoașteți că Timofte a spus că avem două state românești, except în comuniștii, care nu vor să colaboreze. Aș vrea să continuăm discuția peste... Deși la masa rotundă din 2002-2003, comuniștii vineau la masa rotundă. Aceea sprijinită de Consiliul Europei. Luăm o pauză publicitară și după aceea continuăm discuția. Cu plăcere. Publicitate. Кроме него, мог упустить шанс получить скидку в 2000 евро на автомобили модельного ряда Peugeot. Поторопитесь, до 31 декабря вы можете выиграть путевку в горы. Бульвар Дачия, 55. Peugeot.md. O nouă stare de spirit în ajun de an nou. Lenjerie pentru dame în magazinele Tagayer. Cumpără ceea ce te va face fericită în valoare de 1000 de lei și alegeți cadoul în sumă de 100 de lei. Tagayer, ca să fii dorită.
где купить или продать автомобиль? Правильный и лучший выбор – автосалон «Интеравто». Ищите иномарку по демократичной цене или произведение автомобильного искусства, которое способно подчеркнуть социальный статус или имидж владельца? Тогда вам в «Интеравто» нас выбирают за неизменно высокое качество обслуживания и индивидуальный подход к каждому клиенту. Вы можете обменять свой автомобиль на наше авто с доплатой или выставить свой автомобиль на продажу в нашем автосалоне. И это далеко не весь спектр услуг. Цена плюс качество – это не наш девиз, это наша работа. Автосалон «Интеравто», улица Михаил Витязу, 1, телефон 29 46 70 или 069 07 37 73. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății dumneavoastră. Which airline is chosen the best airline in Europe by 18 million frequent flyers. Two years in a row. You said Turkish Airlines? Thank you. We are Turkish Airlines. We Dragi prieteni, am revenit în studiu. Invitatul meu de astăzi este doamna Vitalia Pavlicenko. Dar sunt încă foarte multe subiecte asupra cărora aș fi vrut să medităm, să medităm împreună. Tocmai discutam în pauză despre acest lucru. Dumneavoastră ați făcut o incursiune mai serioasă în istoria democrației noastre. Iată că avem astăzi pe tapet o problemă foarte mare. Până la alegeri, de fapt, n-a mai rămas atât de mult timp. Cât de bune sunt unele inițiative, doar întreb, unele inițiative bune de tot, să apară acum în ajun de alegeri, când spuneam anterior, forțele democrace, forțele pro-europene trebuie să se unească în gând și în acțiuni. Până la moment am înțeles că există aceleași disensiuni între partidele extra-parlamentare, în partidele din actuala guvernare. Nu este o coeziune de activități, de gânduri, nu este o conlucrare. Vedeți, atunci când erau comuniștii la guvernare și existau toate celelalte partide, era simplu atunci. Era o cooperare, iată, v-am spus și acum, vă arăt, iată cum stăm pe 9 mai 2008, alături de Filat, Mircea Rusu, aici Fruntaș, toți. Adică am putut să ne unim. După ce au venit la guvernare forțele democratice, merg pe aceeași cale greșită a exclusivismului. Suntem noi și mai mult nu există nimeni și nu vrem să cooperăm cu nimeni. Eu cred că ei fac așa pentru că totuși în spate au Moscova. Știți ce s-a întâmplat când mă întrebați de corupții, de disensiuni? Cred că în spate totuși e Moscova și din cauza asta ei nu sunt prea liberi ca să coopereze inclusiv cu partidele naționaliste sau unioniste, cum Moscova, este Partidul Național Liberal. Nu, dacă eu așa ar fi în spate Moscova, nu ar fi atât de insistent pe vechi. Putem discuta și în privința asta. Eu vreau să spun că ei nu sunt chiar atât de insistenți pe vectorul european. Mai curând Europa îi trage cu forța spre Europa pentru că au băgat prea mulți bani până acum. Și ei nu mai au cale întoarsă, pentru că dacă au cale întoarsă, Rusia nu le dă atâția bani și Europa nu le va da și atunci se vor prăbuși electoraj, nu vor mai putea să fie la guvernare ca să furi în continuare, pentru că asta așa crede toată societatea. Dar încă nu se știe ce va fi, pentru că România a semnat și în 95 și după asta au trecut încă 12 ani până a intrat în Uniunea Europeană. Ucraina, uitați-vă ce se întâmplă acolo. Credeți că Rusia va dormi? Eu am spus și înainte de lansarea gazoductului Iași-Chișinău sau Iași-Ungheni acolo. Și acum, după Vilnius, am spus că Rusia acum i-a lăsat în pace ca să vadă ce o să facă.
Pentru că de la parafare până la semnare tot este o perioadă și regimul liberalizat de viză nu va veni așa repede. Deci, prin urmare, factorul rusesc nu trebuie să le excludem și deja vedeți că au loc provocări. Apropo, numai că... să vă referiți și da, la această situație. Da, dar vedeți că atunci când vii la guvernare, domnule Moțman, când vii la guvernare, trebuie să știi că ai să ai de înfruntat ostilitatea Rusiei dacă vrei să mergi spre Europa. E adevărat? Ca să nu mai vorbesc, de fapt, dacă vrei să spui de valorile naționale. Au fost reacții prompte din corect partea Rusiei în anumite deci situații. Deci eu trebuie să fii gata ca să reacționezi. Nu trebuie să aștepți să te salvezi o SC sau cineva. Din păcate, nu avem verticalitatea conducătorilor, cea care au avut-o balticii, sau chiar cea care poate au avut-o și georgienii, și aici e de discutat. De aceea, faptul că societatea, partea politică a societății pro-europene nu este unită, este vina actualilor guvernanți care se vor doar ei la guvernare și acum au început iarăși antinomia asta să o promoveze, comuniștii și noi pro-europeni. Și adică unioniștii nu sunt pro-europeni, unioniștii favorizează venirea comuniștilor. Stați, fraților, în 2009 ne-a retras și am spus că vină ăștia cu șansa. Acum au venit, cu ce au fost mai buni decât comuniștii? Doar cu faptul că acum vor să salveze ceva cu parafare, dar nu știe ceva. Dar aveți dreptate, sunt foarte multe obiecții și aș vrea să reamintesc doar că Uniunea Europeană, foarte mulți demnitari care au fost în Republica noastră, au insistat asupra eradicării corupției, reformarea sistemului judiciar. Exact. O justiție ca la noi, probabil. Încă eram în Parlamentul Comunist când am adresat o scrisoare pentru programul Provocările Mileniului, încă am arătat cazuri flagrante de injustiții, când de fapt sunt întoarse pe dos decizii absolut irrevocabile, cum a fost cazul Eugenii Duca. Care ar fi soluțiile dumneavoastră? Iată, să avem o ocazie să vorbim și despre niște soluții. Iată, eu vă spun care sunt soluțiile. Noi, Consiliul Unirii, am adresat o scrisoare deschisă, foarte amănunțită, președintelui Nicolae Timofti, în care am arătat că este necesară deschiderea totală a celui de-al doilea stat românesc față de ajutorul României, care este gata, precum a spus Crin Antonescu acum când a fost, ca să ne ajute în toate planurile. Și cu legislația, achiul comunitar, deci așa am vrut să modificăm Constituția, articolul 13, ca să putem prelua achiul comunitar. E bine ce s-a întâmplat acum cu Curtea Constituțională. Ca să fie o deschidere și o omogenizare intra-românească, adică pe cele două maluri ale Prutului, în plan militar, securitate, social, mediatic, cultural, politic. Și atunci acest lucru ne va ajuta foarte mult ca noi să ne îndepărtăm de apucăturile sovietice, de deprinderile sovietice, de tendința asta de a controla și a monopoliza întreg sistemul, exact ca și comuniștii, numai că îl controlăm și îl furăm noi, până în 2009 sau 2010 l-au mulți comuniști sistemul, acum îl mulgem noi. Și în felul ăsta ei n-au nevoie de oameni principiali. Și dacă nici vine în altă guvernare democratică și se comportă exact ca și actuala, la sigur, multă lume nu s-a așteptat că va fi un asemenea comportament din partea guvernării, actuale guvernări. Și asta trebuie să o spunem deschis, pe șleau. Da, dar știți, dar știți că te dezamăgești totuși la un moment când tot vin democrați și până acolo nu mai este niciun fel de democrație. Foarte corect. De ce și Uniunea Europeană s-a săturat? Fiindcă atunci când în 2005 a crezut pe comuniști că ei vin și se proclamă tot pro-european, eu am spus, Uniunea Europeană o să vadă peste un an. Ele trebuie 2 ani și Uniunea Europeană s-a convins că comuniștii nu sunt pro-europeni. Deci aveau acorduri secrete cu NATO care le votau în Parlament cu ușile închise. Și de ce acum Uniunea Europeană a pus piciorul în prag? Dacă noi vă ajutăm atâta, de acum odată și odată rupeți-vă de acest spațiu și mergeți spre Europa. De ce a venit și John Kerry? De ce vin alții emisari? De ce vin românii care, demnitarii români sunt tot demnitarii Uniunii Europene, pentru că e o țară europeană. România este unul dintre avocații Republicii Moldova. Sunt și vor trebui să fie. Și Ștrăian Băsescu, vreau să spun cu declarația asta că, iată, dacă obiectivul național în României va fi unirea, vreau să spun că tot nu-i făcut întâmplător, pentru că România are relații extraordinare în planul securității cu America și America cunoaște foarte bine ce bază militară are în România. Foarte bine ce paradă frumoasă a fost în Unza, dar au participat forțe ale Franței, ale Poloniei, ale Americii și foarte bine că a fost și reprezentanța Republicii Moldova. Doamna Policencă, aceste declarații, avem o discuție sinceră și de aceea și adresez orice întrebare care orice cred întrebare eu că ar interesa și telespectatorul. Aceste declarații care s-au făcut, ok, eu, dumneavoastră, multă lume le susține. Mă gândesc la entitățile care conlocuitori de aici, de pe acest pământ, entitățile care există. Vă spun care e problema.
Mă mai gândesc și la efectul bumerangului, pentru că o declarație făcută acum în preajma unor evenimente care le așteptăm noi, poate să întoarcă, știți, imprevizibil. Depinde chiar cum te uiți. În primul rând, vreau să vă spun că declarații de-astea șocante, o leacă te trezesc. Și e foarte bine, pentru că în sensul ăsta... Dar poate odată trebuie tăiat notul gordian și vedeți? Gata. Spre asta mergem. Totul merge spre asta, chiar dacă astăzi mulți nu cred. Știți, cei care erau împotriva independenței au devenit stataliști. Acum au fost stataliști, acum au devenit pro-europeni. Vor deveni și pro-români. Adică și unioniști. O să vedeți încă lucrurile o să evoluie. Îi faceți membri de partid de toți. Nu, nu e vorba de membri de partid, că noi unioniști nu suntem membri toți ai PNL-ului. Drept că un partid unionist avem PNL, dar este Platforma Civică Acțiunea 2012. Sunt componentele Consiliul Unirii unde este și Asociația Tirastighina cu români și punctum întotdeauna pe formularul lor și foarte multe asociații acolo și partide din România, poate neparlamentari. Iată recent un deputat român, Bogdan Diaconu, care a semnat și inițiativa depusă de acțiunea 2012 în Parlament cu privire la statutul basarabenilor în România. Că noi avem nevoie ca să aibă alt statut basarabeni acolo, să poată munci, să fie mai liber, să nu aibă diferite restricții. Acest Bogdan Diaconu, care am avut o întâlnire recent, a devenit membru al Consiliului Unirii. Deci lucrurile se mișcă. Numai că vreau să spun că declarațiile astea trebuie privite nu ostil, ci trebuie bine să ne gândim la ele. Pentru că și noi avem dreptul ca și națiunea germană să ne gândim la reunificare. Și poate că 23 de ani noi stăm și batem pasul pe loc, pentru că n-am avut acel curaj ca să spunem că vrem să fim împreună cu națiunea română, în NATO, în UE, să avem azi alți salarii, alte pensii, altă perspectivă, altă circulație liberă, alt viitor pentru copii. Pentru că noi, de exemplu, Consiliul Unirii a pregătit un plan foarte clar. Ce înseamnă să fii în statul falimentar Republica Moldova, ce înseamnă să fii în Uniunea Ruso-Asiatică, Uniunea Vamală inexistentă și ce înseamnă să fii în România reîntregită. Cu date, cu parametri social-economici. Deja difuzăm acest plan. De obicei, multă lume nu atrag atenția la asemenea lucruri. Ok. Dar despre minorități vreau să spun. Da, și aș vrea să vă referiți și cum vedeți și dumneavoastră, cum credeți că se observă, de fapt, se răsfrângă aceste acțiuni în Republica Moldova. Republica Moldova și asupra părții... Da, da. Păi uitați-vă. Noi, de exemplu, în programul nostru PNL, noi considerăm că cetățenii din stânga Nistrului trebuie să beneficieze prin sprijinul și statutul de avocat al României pe lângă Bruxelles, în favoarea Republicii Moldova, de dreptul de a-și lua cetățenia românească europeană. Cunoașteți că odată Traian Băsescu a spus că ar fi bine cetățenia română să o dăm, care e cetățenie europeană, să o dăm și cetățenilor din stânga Nistrului, care chiar nu concordă cu lege cu privire la cetățenia României, dar care ar favoriza ca un fel pe toți cetățenii Republicii Moldova când au fost recunoscuți. Acolo, după că de cunosc eu, sunt foarte mulți cetățeni români în partea cealaltă. Exact. Vreau să spun că noi am fost la Comrat. Le-am întâlnit cu o parte din cei care ne-au votat. Că pentru noi au votat cam jumătate cât au votat pentru Partidul Liberal în Găgăuzea. Și noi, Partidul Unionist, acolo avem votanți. Cei care nici limba nu cunosc, dar care vor să fie cetățeni ai României, au venit la întâlnire și au spus că vor consulat românesc la Comrat, ca să mai meargă la Cahul. Deci una, cetățenie română, care înseamnă că ai dreptul. Vrei ți-o iei? Nu vrei, nu o iei. Dar asta înseamnă cetățenie română, cetățenie europeană, asta înseamnă că tu ești membru al Republicii Moldova, al doilea stat românesc, al României și al Uniunii Europene. Alte perspective ai. Asta e una. Doi, sigur că o poate să vină în momentul de frontieră administrativă, până când cei din stânga Nistrului sunt convinși că viața în dreapta Nistrului e mai bună. E adevărat, dar pentru asta trebuie eforturi aici. Au fost vehiculate niște idei de acest gen, niște planuri anunțate de... Nu, dar acum sunt mai multe articole. De federalizarea Republicii, vi se pare atât de... Nu, federalizarea se exclude. Ăsta e teritoriul Republicii Moldova. Dacă pe urmă, într-un viitor, se vor face niște înțelegeri cu un guvern pro-european de la Kiev referitor la schimburi de teritorii, dar asta trebuie să o facă România și cu Ucraina. Noi nu credem că avem aici așa putere mare de negocieri și reprezentativă și în plan istoric ca să facem acest lucru. Noi deocamdată vorbim despre refacerea unității naționale românești și reunificarea a două state. Acum, v-am spus despre sondajul care câți ar vota pentru PNL și vă spun de ce. Este un lucru foarte important care noi trebuie să-l conștientizăm și doar discuțiile ne ajută. De ce sunt foarte mulți, să zicem așa, ruși, da? Alogeni, alolingvi, care vor
să votez un partid unionist raportat la moldoveni care au fost distruși de trecutul sovietic și de politica deznaționalizare. Pentru că, să haideți să recunoaștem, foarte mulți cetățeni rusolinghi de la noi, chiar dacă sunt cetățeni ai Republicii Moldova, ei au avut părinți și bunici care au promovat politici sovietici și care au deznaționalizat băștinași, i-au deznaționalizat pe băștinași. Da. În băștinași le-au băgat frica de români și i-au învățat că Rusia este mama și tata nostru, da? Acum, copiii, nepoții celor tați și bunici care au luptat împotriva la taților și a bunicilor noștri, și bunicul meu l-a omorât, securitatea pe ăsta, tata la fel, adică e o viață grea și mama a vrut să o scoată din învățământ, că a învățat la ea și spunea popoș, nu norod. Deci, iată, părinții lor i-au distrus pe părinții noștri. Iar copiii lor acum culeg roada sau rodul aceste deznaționalizări promovate de părinții lor. Și din cauza moldovenilor noștri, români, care au fost intimidați, speriați, care au fost educați anti-români, acum acești rusolini, care au perspicacitate, viziune, care sunt dezvoltați, care poate sunt mai curajoși, da? Iată, ei acum văd că ei stau și ei într-o cloacă, într-un apartament care muci găiești, cu ferestrele închise, când ei, de fapt, vor anvergură, vor amplitudine și ei vor în Europa. Foarte mulți ruși din Rusia vin aici și care au rădăcini și au locuit aici sau părinți au locuit în perioada interbelică și își iau cetățenie română. Asta ne-au spus-o și la Cahul și ne-au spus-o și în alte părți. Deci ei, vreau să spun că nu este lucrul chiar așa. Ca să nu mai spun, în Republica Moldova, purtătorii sau reprezentanții națiunii majoritare românii sunt, au drepturi mai puține și libertăți mai puține decât minoritățile etnice în România, unde este legislația europeană, unde omul este om, unde justiția este mai independentă și unde perspectiva europeană este foarte bună pentru fiecare. Sunteți de acord cu asta? Absolut, am și minoritățile mulți... noastre aici, acest lucru trebuie să-l înțeleagă. Odată cu aderarea noastră la spațiul european, ei o vor duce mai bine decât o duc acum împreună cu noi România aici. Opoziția pedalează sigur pe această idee, în speranța să câștige niște capital politic. Comuniștii aveți în vedere. Opoziția din parlamentar, la ei mă refer. Dar vreau să întreb cât de benefică este pentru această situație decizia de a anunța, așa cum au pomenit astăzi în Parlament, posibil un referendum asupra acestei probleme și de ce trebuia să facă acest anunț? De ce a apărut această disensiune, să zic eu așa, între... Da. Știți, eu cred că problema aici care s-a propus cu referendum este o miză electorală. Probabil că PD-ul vrea să atragă, că asta a fost doamna visului și depune ideea, cam da. S-a întrebat. Ca să atragă de la comuniști și ca să spună că noi suntem cu perspectivă, chestii, vedeți că nu și noi cam vrem să apărăm moldovenismul și atunci veniți cu noi. Eu cred că până acum PD-ul nu prea a atras comuniști, deși ar fi bine să atragă din votanții comuniștilor și după asta să promoveze politicii europeni, politici conform obiectivului strategic național al Republicii Moldova. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, eu cred că mai important ar fi acum și sper că pentru aceasta își va juca rolul și decizia Curții Constituționale, pregătirea societății de către Coaliția Pro-Europeană pentru recensământ. Pentru că nu, va avea loc un recensământ până în aprilie sau în aprilie. Și în acest sens este foarte important ca cetățenii noștri să nu mai fie intimidați așa cum s-a întâmplat în perioada comunistă. Pentru că știți, Consiliul Europei atunci a fost și a taxat lipsa de libertate a cetățeanului când a fost intervievat ce limbă și ce identitate, naționalitate are. Ba s-a scris cu creionul, ba n-au fost întrebați în general și în locul lor, s-a scris la mine și n-au venit, eu i-am chemat. Deci noi acum am discutat în Consiliul Unirii chestia asta și vom lupta foarte mult pentru ca cetățenii să nu aibă frică să se identifice lingvistic și identitar, exact, adică ca și identitate, dacă sunt români. Ar fi o rușine și le spun la toți să fim 500 de mii de cetățeni români cu cetățenii cu pașaport românesc, cu jurământul depus față de statul român și de unitate românească și să iasă iar 2-3% pentru atunci ce s-a întâmplat. Comuniștii, eu am dat
dat și s-a publicat în jurnalul de Chișinău un articol, un document în care erau recomandările Partidului Comuniștilor cu activiști comuniști cine să meargă să intervieveze. Deci activiștii lor. Dacă această guvernare a noastră va împiedica, îi va împiedica pe cetățeni ca și comuniștii să spună limba română și naționalitatea de români, atunci vreau să spun că se va adeveri că această guvernare este prorusească și este antiromânească. Dar ei sunt acum într-o capcană. Pentru că dacă sunt cu Europa, România este Europa și Europa este România. Și drumul spre Europa este prin România, vor ei sau nu vor. Și de ce a venit și Băsescu, de ce a venit și Crin Antonescu, de ce a fost și Ponta și vor veni și alții care vor veni la conducerea România. Pentru că nu poți rupe acest lucru. Și noi trebuie doar să beneficiem de chestia asta și spunem odată și odată clar. Fraților, cum o să Băsescu, vrei să fii independent? Strânge cureaua, fă reforme, dă libertăți economice și dă-le oamenilor posibilitatea să câștige bani ca să plătească și gaze scumpe. Nu aștept așa încerc și gaze ieftine, pentru că tu vei avea gaze ieftine eventual o perioadă, dar tu nu vei avea libertate, nu vei avea plecarea trupelor rusești, nu vei avea perspectivă europeană, nu vei avea locuri de muncă, nu vei avea investiții, nu vor trăi familii împreună, copii, cu bunici și cu părinți. Tocmai ați enumărat acum avantajele integrării europene. Dar și ale unirii la fel, pentru că avem și avantajele astea. România este membru al Uniunii Europene. De fiecare dată când aveam un invitat aici, adresam această întrebare pe parcursul pregătirii către summitul de la Vilnius. Care sunt avantajele, din punctul dumneavoastră de vedere, avantajele integrării europene? Și atât dumneavoastră tocmai ați trecut la revistă mai multe din acestea. Eu aș vrea să vă readuc la întrebarea pe care am adresat-o anterior și pe care am lăsat-o puțin așa, nedejuiocată, să zic. Combaterea corupției, sistemul judiciar, cum îl vedeți dumneavoastră? Ce soluție ați găsit? Cum vi se pare situația de astăzi? Este schimbare spre bine sau nu este? Au fost făcute propuneri bune în proiecte de lege în Parlament care s-au discutat, urmează ultimele în ultima lectură să fie adoptate, este și vreau să vă întreb și despre și părerea dumneavoastră și despre regulamentul Parlamentului care într-un fel se poate crede că lovește și în interesele opoziției. Într-un moment ați putea să ajungeți în Parlament și să fiți în opoziție. Vreau să spun că există niște reguli nescrise, dar care într-un fel sunt legea lui Dumnezeu și legea dreptății. Totul ce faci rău pentru alții se întoarce împotriva ta. Și la noi, de foarte multe ori în Parlament, și de acum am văzut, dacă eu am fost, ca să zic așa, 7 ani parlamentar, dintre care 5 a fost standarea parlamentară NATO, și iată aici la noi ce am văzut, că fiecare face legi pentru el și împotriva cuiva, dar până la urmă se întoarce împotriva lui. Deci sfatul meu este întotdeauna să facem legi adevărate, în consens cu logica, cu standardele europene, pentru că în caz contrar vom avea noi de suferit. Acum, al doilea lucru este că noi avem legi foarte bune, lucru menționat și fapt fiind menționat și de factorii europeni, dar nu se execută legile, nu se respectă legile. Deocamdată, și legislativul are această funcție de control asupra executării. Cred că niciodată n-a făcut-o decât în interes îngust și meschin. Poate sub presiunea Europei și vor acum, face? Și acum, al treilea lucru, exact asta vreau, mi-a luat vorba din gură. Și al treilea lucru am vrut să spun, că sunt de acord aici cu ce am mai spus chiar și Băsescu, că Uniunea Europeană s-ar putea să aibă și o anumită aroganță, dar e nevoie să o aibă, în sensul că a arătat foarte multă clemență, foarte multă înțelegere, foarte multă îngăduință și parcă a trecut cu vedere mai multe lucruri. Dar cred că va veni momentul când va trebui plătit pentru asta. Și de ce odată și odată trebuie să facem reforme? Pentru că altfel cineva nu va veni într-una să dea bani, ca nu cumva să vină comuniștii, ca nu cumva să îi supărăm Rusia, ca nu cumva, nu. Deci Uniunea Europeană vrea și ea să extindă spațiul civilizațional spre Est. Interesul Americii este să mute spațiul Euroatlantic, adică Atlantic, NATO, spre Est. Toată lupta Rusiei este ca acest spațiu să nu se miște spre Est. Pentru că eu în 99 l-am întrebat pe Zbigniew Brzezinski la Barcelona, la prima sesiune de primăvară a adunării parlamentare a NATO. Domnule Brzezinski, eram cu Oliviu German, președintele Senatului României. Unde este linia, unde este locul, mai bine zis, al Republicii Moldova în arhitectura de securitate
europeană, la care dumnealui mi-a spus, este cel mai important lucru este unde este Ucraina, depinde de Ucraina, pentru că Rusia va permite doar ca să fie trecută linia roșie în privința balticilor, dar în privința celorlalte state nu va permite. Și uitați ce se întâmplă Ucraina. Și uitați ce e cu Moldova, dar încă ceva mai fi cu Republica Moldova, cu Transnistria, cu toate astea. De aceea, factorii noștri interni trebuie să știe că și-au asumat un lucru foarte riscant. Și ei trebuie să poată merge și să nu dea înapoi. Dacă nu vor da, dacă vor da înapoi, va fi foarte rău și vor plăti scump. Dacă nu vor da înapoi, atunci și Statele Unite și Uniunea Europeană va fi foarte generoase și vor ajuta, dar eu cred că vor pune foarte mult accent pe monitorizare, iar noi vom pune presiune publică pe ei ca să ei să facă reforme, să lichideze corupția, pentru că noi cu corupție nu mergem nicăieri și vom rămâne, ca să zic așa, aici, într-un spațiu de mlaștină, un spațiu cenușit, un spațiu fără perspectivă. Dacă ar prevala și în continuare aceste, cum să le zic, vicii, probabil, totuși vicii sociale, cred că am putea să nu mai vorbim despre demnitatea noastră. Pentru că, în primul rând, sunt încălcate prin corupție, prin injustiția noastră, sunt încălcate drepturile omului, drepturile fiecăruia dintre noi. Este tocmai ceea ce mi-am dorit pe parcursul acestei emisiuni. Suntem pe final de emisiune, doamna Pavlicencu. Cum vedeți evoluarea, perspectiva zilor viitoare, evoluarea acestor evenimente? Eu cred că societatea civilă, care are demnitate și care are foarte clară perspectiva națională, ar trebui să pună presiune pe factorii politici ca să găsească un limbaj comun și un consens și să nu, să nu critique decizia Curții Constituționale, că nu e corect. În privința celorlalte, societatea civilă trebuie să aibă curaj să nu fie în buzunarul puterii și să critique puterea și să ceară ca să fie reforme făcute pentru populație. Eu vreau să vă mai spun un aspect foarte interesant. Dacă societatea va fi foarte dezamăgită de actualii guvernanți, eu cred că asta va fi cu atât mai clar că va dori ca să utilizeze cea mai scurtă cale de integrare NATO și UE, asta este unirea cu România. Deci ei, guvernanții care nu sunt pentru unirea cu România, ar trebui să-și pună foarte bine întrebarea. Cum facem schimbările în societate ca să creadă oamenii că aceasta este calea spre Europa? Pentru că noi vorbim de integrare europeană. Trebuie să înțelegem că atât va dura 10 ani, 15 ani, 20 de ani, 25 de ani și noi ne întrebăm dacă populația mai are atâta răbdare ca să vadă cum se pleacă lumea, cum se depopulează teritoriul și până la urmă viața trece, că fiecare are o viață. De aceea eu cred că până la urmă factorii politici vor conștientiza, cred că vor fi presiuni din România, cu bunăvoință. Cred că vor fi presiuni din Uniunea Europeană, din Statele Unite, ca toate problemele care pot genera disensiuni să poată fi depășite, pentru că prea mult s-a investit, prea multă încredere și fac foarte mulți bani, ca Republica Moldova să nu fie lăsată în sfera de influență a Rusiei. Și acesta este un cadou, pentru că noi avem o poziție geopolitică, geostrategică, absolut neobișnuită. Și trebuie doar să avem cap, tărie, caracter, voință, ca să folosim acest dar de la Dumnezeu, că ne-a situat acolo unde noi putem să câștigăm, dar numai să fim fermi, să avem claritate, să avem fermitate și verticalitate. Și cum au spus în repetate rânduri și demnitarii europeni din România care au fost aici, trebuie să muncim foarte mult. Avem de muncit foarte mult, pentru că, așa cum au spus în repetate rânduri, zic încă o dată, greul vine după parafarea acordului la Vilnius. Acum sunt marele sarcini care trebuie să rezolvate, care stau în fața guvernării noastre. Vreau să vă mulțumesc pentru participare la această emisiune. Cred că a fost destul de interesantă, chiar dacă aveți o poziție așa tranșantă vis-a-vis de unele subiecte pe care le-am discutat noi. Mai sunt încă multe lucruri de spus. Eu aș vrea să vă reamintesc, stimați telespectatori, că chiar dacă nu suntem făcuți pentru a găsi adevărul, suntem obligați să-l căutăm. Montinie spunea, eu vă urez un weekend plăcut în continuare și vă dau întâlnire vinerea viitoare. La revedere! Bună.